care credeți că ar fi, eu știu, principalele puncte care au dus la această creștere și ce faceți pentru a o menține până la urmă, că asta ne interesează. Dar din punctul meu de vedere, cel mai important rol l-a jucat creșterea calității serviciilor, este o părere a mea. Chiar și localnicii au înțeles că serviciile de calitate atrag și mulțumesc turiștii. De asemenea, a fost o agresivitate mai mare în ceea ce privește promovarea și cred că Asociația de Management a Destilației, care, unde ne aflăm astăzi și care a fost subiectul întâlnirii noastre, va aduce un spor și, cunoscându-l pe domnul Țibuleac, credeți-mă că lucrurile vor merge exemplar. Este părerea mea personală. Aici lucrurile vor fi într-o creștere continuă. Dacă ar fi să le faceți o recomandare celor care vor să petreacă, eu știu, sezonul de iarnă, de ce nu, în perioada aceasta vin pescari foarte mulți, dar și cei care vor să vină la primăvară, ce le-ați recomandat să viziteze, să facă, să încerce aici în Delta Dunării? Dar iarna, din câte știu și am discutat și eu cu mai multă lume, un revelion la Sulina, un revelion chiar pe la malul Deltei, dacă vorbim de Egreta, dacă vorbim aici de Cormoran, sunt destinații care îl vor face pe turist să simtă bine. Dacă știi să îmbini cu plăcere pescuitul, mă rog să te bucuri de să-ți placă în primul rând să mănânci pește și să vezi, să ai norocul și de o iarnă așa cum trebuie și vegetația să fie cuprinsă de tot ceea ce are frumos o iarnă, cred că ar fi o destinație care l-ar uita un turist dacă ar veni aici. Delta Dunării a văzut pentru, după foarte mult timp, o creștere și nu doar câteva procente, ci am văzut niște cifre deocamdată, eu știu, parțiale, de 45%, vorbind despre o creștere imensă. Căror fapte credeți că se datorează această creștere? Evident, voucherele au constituit un punct important în ceea ce înseamnă creșterea numărului de turiști în Delta Dunării. Dar și toate celelalte măsuri întreprinse au contribuit. De la, vedeți dumneavoastră, scăderea suprafeței pentru autorizarea unei pensiuni a scos la lumină foarte multe pensiuni, agropensiuni, micropensiuni, care nu se putea autoriza, dar oricum făceau turist. Ați văzut că există o creștere evidentă și la turiști, numărul de turiști străini, ceea ce vine și completează, dacă vreți, eforturile de promovare, pentru că fără o promovare corectă, intensivă, agresivă chiar câteodată, în spațiu extern, iar celelalte elemente de promovare, pe discuții și promovarea unor materiale, participarea la evenimente, ați văzut inclusiv la Bruxelles, parteneriatul cu Antol și cu Neversicea, turistul care vizitează Delta Dunării trebuie să fie evident un turist educat, trebuie să știe de ce vine, ce caută, trebuie să fie conștient că aici se practică un turism lent și nu unul de aventură, un turism care aduce plus valoare în ceea ce înseamnă zona de vizitare, zona de liniște și de relaxare. Dacă tot vorbim de asta, o recomandare personală. Turistul care se pregătește să-și facă planul pentru Crăciun și Revelion, ce îi recomandați acelui turist? Unde să vină sau ce să facă în Delta? Dacă ar fi să alegeți, știu că e greu, dacă ar fi să alegeți un loc sau un anumit tip de vacanță pentru perioada asta? Delta este Delta, este unică, indiferent cum ar fi. Nu poți să spui că e mai frumos într-un loc al Deltei în comparație cu alt loc al Deltei. Toate sunt fantastice, toate sunt foarte frumoase și merită să fie vizitate. Dacă vorbim despre Crăciun, Revelion, ce le recomandați celor care ar vrea să vină poate în Delta, dar nu știu ce pot face în această perioadă, în această zonă minunată? Delta este specială în orice anotimp și atât vară cât și iarnă și oricând și mai ales Delta este orice colțișor al Deltei, este specific, este adevărat și un turist trebuie să vină și să vadă mai multe locuri, dar asta înseamnă că trebuie să stea mai multe zile. Într-o zi, dacă vii, nu vezi practic nimic. Mie cine îmi spune, am fost în Delta și cât ai stat? Păi am făcut o tură așa, așa, n-ai fost în Delta. Delta trebuie văzută de oameni care chiar înțeleg ce se întâmplă, oameni care acceptă
să o sprijine, să aibă grijă de ea. Vrem să aducem turiști mai mulți în delta, dar să nu înghesuim în timpul verii. Cei care vin pe capetele de sezon, în martie, aprilie, și iată chiar și toamna târzie, iarna, noiembrie până și în decembrie, dacă se poate. Ce pot să facă, ce pot să vadă, ce primesc aici la dumneavoastră? În această perioadă suntem la final de octombrie, noi am avut și vom avea până la jumătatea lui noiembrie toate weekendurile ocupate în proporție de aproape 100%. Nu avem nicio bază turistică foarte mare, vorbim de 21 de camere, nu-i foarte greu să o ocupăm. Turiștii din această perioadă au fost două categorii, pescari sportivi, am organizat competiții de pescuit sportiv, fie le-am organizat noi, Egreta Hidroturism, fie am găzduit competiții organizate de Liga Română de Spinning și team building-uri. Deci este clar că în perioadele de primăvară și toamnă târzie avem un alt specific al oaspeților. Noi suntem una dintre unitățile care funcționează non-stop. Practic nu închidem nici decembrie, ianuarie, chiar dacă o parte a bazei intră în conservare și o parte rămâne în funcțiune. Da, cred că asociația a contribuit într-o măsură la creșterea numărului de oaspeți și cu certitudine la creșterea vizibilității Deltei și a informațiilor despre ce se poate face în această zonă minunată de altfel. Da, la final aș vrea să vă întreb personal, dacă ar fi să, eu știu, să fiți față în față cu un turist care vrea să vină în această perioadă în Delta, ce recomandați să facă? Tot timpul am considerat, muncind în acest job, muncind în turism, că este bine ca informațiile să fie corecte. Deci, pentru perioada aceasta, turiștii trebuie informați că nu mai au acea bogăție de floră și faună specifice Deltei pe perioada aprilie-mai până toamna târziu, dar așa cum se vede probabil și în imaginile acestea, toamna poate fi minunat când sunt zile frumoase. Toamna în Delta este la fel de spectaculoasă ca toamna la munte, dacă avem noroc de o toamnă cu vreme bună. Cine este mai în măsură să ne răspundă ce ar putea să facă un turist în Delta decât un ghid de turism care se ocupă de această zonă? Ionuț Călin, ce i-ai arăta unui turist care vrea să vină în luna noiembrie, poate chiar în decembrie, în Delta Dunării? Ar fi multe de arătat în Delta Dunării, nu doar vara, ci și spre iarnă, să spunem așa. Ar fi ture foto. Da, pentru că tot peisajul se schimbă și totul este diferit. Ar fi bird watching, pentru că este migrația de iarnă și avem specii de păsări pe care nu le întâlnim în timpul verii. Da? Vorbim de rațe, găște, lebede și așa mai departe. Ar mai fi pescuitul, dar nu în ultimul rând pescuitul. Da, este sezonul de știucă, de crap, răpitor în general, dar pește răpitor, știucă, vașa, lău, biban și așa mai departe. Deci se poate prelungi acest sezon turistic mai târziu, cât timp ne permite vremea, bineînțeles. Ca și ghid de turism, care crezi că ar fi lucrurile pe care oamenii le pot vedea pe aceste capete de sezon? Ce i-ai îndemna să facă în această perioadă? Oh, foarte importante sunt tradițiile locale în acest moment. Investitorii în turism ar trebui să se gândească la acest lucru, să implice populația locală în tot felul de jocuri, ca să spun așa. Avem sărbători cu tot felul de cu chestii specifice care pot fi prezentate turiștilor și turiștii pot participa la astfel de jocuri care sunt foarte, foarte interesante și astfel ne-ar cunoaște și nouă tradițiile locale. Apoi poveștile care sunt foarte, foarte importante. Da? Investitorii în turism ar trebui să se întoarcă puțin cu fața spre chestia asta, spre ghizii pregătiți pe așa ceva, pentru că sunt povești despre pescuit cu pești extraordinar de mari și de frumoși și așa mai departe. Sunt povești despre locuitori, despre istoria lor,
Sunt o grămadă de chestii foarte, foarte interesante care se pot spune în această perioadă în care nu poți face excursii atât de multe pentru că temperaturile sunt scăzute și numai cei foarte, foarte interesați de anumite specii de păsări vor să înghețe și să vadă păsările. Restul sunt oameni care ar veni tocmai pentru chestiile astea, pentru tradiții, pentru povești.